FCM Târgoviște nu va face modificări substanțiale în ceea ce privește lotul, deoarece jucătorii sunt suficienți pentru acest nivel al campionatului. Momentan, niciunul dintre fotbaliști nu a fost solicitat de o altă echipă și nici nu și-a anunțat plecarea de la gruparea din Șotânga. Perioada de transferuri va începe pe 27 ianuarie. Vor fi probabil 2-3 transferuri, unul care este cert, este Grigorov Daniel, fost la Delta Tulcea, după cum știți, a revenit acasă și a fost cooptat în lotul nostru, iar mai sunt în vizorul nostru încă 2-3 jucători, dar deocamdată nu sunt certitudine și nu îi vom nominaliza. Delegatul echipei a dezvăluit faptul că sunt câțiva jucători care au solicitat integrarea în lotul FCM, însă până acum nu s-a concretizat nimic. Este luat în vedere Cherchez, care pentru prima dată s-a remarcat în cadrul grupării de la Șotânga. Cherchez, din ceea ce știu eu, nu a fost prins în lotul Chindiei, însă, din punctul meu de vedere, atât Cherchez cât și Grigore a fost unul și este în continuare unii din cei mai buni jucători pe care Dâmbovița Târgoviște i-a dat în ultimii ani. Deci Cherchez tot de la noi a fost transferat gratuit la Chindia. Din motivele pe care dânsii le știu mai bine, a fost îndepărtat din lotul echipei, iar cum jucătorul este în coproprietate, conform documentelor existente între cele două cluburi, Cristi Cherchez se poate duce dacă, la orice club dorește din țara asta, dacă Chindia îi dă drumul și, bineînțeles, cu semnătura și a FCM-ului. Deci va trebui pe documentele de transfer să aibă două aprobări. Dar noi sperăm ca Cristi să revină, cel puțin pentru retur la FCM Târgoviște, ne va ajuta foarte mult și este nevoie de el, urmând ca din vară să înțeleagă cu domnul Zotic și dacă dorește să plece, la altă echipă mai sus, evident. Gruparea de la Șotânga îl apreciază pe Cherchez ca și jucător și regretă faptul că acesta nu a evoluat la un nivel mai înalt. Păcat de el că a ajuns să nu aibă loc în primii 25 de jucători ai Chindiei. Obiectivele echipei FCM Târgoviște au rămas aceleași. Să ne menținem în Liga a treia, perspectivele sunt realizabile, nu ne facem probleme deosebite, știți, nou sistem cu play-off-ul noi nu-l mai prindem, play-out-ul, sperăm să putem să depășim, avem două, cum spuneam, două meciuri mai deosebite, mai grele, de fapt nu sunt grele meciurile, ci importante, cel cu Titu și cu Păpăuți. Dacă le câștigăm și trebuie să le câștigăm pe amândouă, după aceea vom fi mai lejeri.